Bună tuturor! Ce faceți? Eu tocmai am terminat de citit cartea Alchimistul și după ce am făcut un sondaj pe Instagram, am observat că foarte, foarte multă lume nu a citit această carte. Și m-am gândit să fac acest review în care să vă spun lecțiile pe care le-am învățat din această carte și despre ce este vorba. Este o carte minunată și cred că fiecare om, după ce termină de citit această carte, o să simtă o schimbare în mentalitate sau în profunzimea în care vede lucrurile. Acest roman este plin de lecții de viață, de simboluri și ne învață să ne ascultăm inima, pentru că doar atunci Dumnezeu ne ajută și ne îndrumă spre a ne descoperi legenda personală. Trebuie să fii pregătit când vei citi această carte, pentru că altfel o vei vedea doar ca o poveste și nu vei înțelege adevăratul sens al cărții. În acest roman este vorba despre un băiat pe nume Santiago, care își dorește să fie liber și să călătorească. Chiar dacă părinții lui își doreau ca acesta să devină preot, el hotărăște să se facă păstor de oi, pentru că doar aceștia erau liberi și puteau călători oriunde își doresc. Acesta și-a ascultat inima și a plecat în călătoria vieții sale. Semnele au început să se arate și un vis a apărut de două ori în viața lui Santiago. El a visat că o comoară ascunsă este îngropată lângă piramidele din Egipt. Acesta, neștiind dacă să creadă sau nu visul, a apelat la o ghicitoare. Această femeie a avut încredere în visul lui și l-a îndrumat pe mai departe în călătoria sa. Nu a vrut să primească niciun bani din partea lui Santiago și i-a propus să-i dea 10% din comoară. Acesta a început să râdă, nefiind nici el sigur că va ajunge la comoară, a acceptat și a mers mai departe. În drumul său întâlnește un bătrân împărat, care și acesta îi susține visul și îl îndrumă pe mai departe în călătoria sa de a-și descoperi comoara. Acesta îi mai spune că atunci când îți dorești ceva, tot universul conspiră ca tu să obții ceea ce îți dorești. Băiatul prinde încredere și merge mai departe în călătoria sa. Din oier devine negustor de cristaluri. Învață limbajul oamenilor și se maturizează. După ce a strâns suficienți bani, se hotărăște să traverseze deșertul pentru a ajunge la piramide. În această călătorie, el învață lucruri noi despre alchimiști, se îndrăgostește și întâlnește un alchimist. Flăcăul se gândește să renunțe, pentru că oricum avea destui bani încât să-și facă o viață fericită și plus de asta a găsit și fata cu care își dorește să se căsătorească. Alchimistul îi iese în cale și îl sfătuiește să nu renunțe la visul său, pentru că e posibil peste câțiva ani să regrete și atunci va fi prea târziu. De altfel, alchimistul îndeamnă să se întoarcă în inima sa, pentru că doar aceasta trebuie să fie urmată. Cu ajutorul alchimistului, pleacă din nou spre piramide. Ajuns în locul în care trebuia să găsească comoara, acesta începe să sape după ea. Comora nu se arată, iar în acest timp este atacat de tâlhari. De-abia a scăpat cu viață și un alt semn îi se arată. Și află că comora mult căutată se află fix în locul din care el a început această călătorie, adică în locul unde a avut același vis repetat. Deci, cea mai importantă lecție pe care am învățat-o din această carte este că comoara mult căutată se află chiar în sufletele noastre. Numai că viața ne duce pe diferite drumuri și ne face să trăim diferite experiențe ca să putem crește și să ne putem dezvolta. Doar așa putem să fim pregătiți să descoperim adevărata comoară și să ne găsim legenda personală. De altfel, această carte m-a învățat că fiecare dintre noi este unic și că avem moduri diferite de a învăța. Am învățat că iubirea înseamnă libertate și încredere. Am învățat că viața trebuie trăită în prezent și că prezentul definește viitorul. Și doar ceea ce facem acum, în momentul prezent, contează. Nimic altceva nu mai contează, pentru că drumul este mai important decât destinația. O altă lecție pe care am învățat-o din această carte este că nu trebuie să ne pese atât de mult despre ceea ce cred alții sau ce cred ei că noi ar trebui să facem cu viața și în viețile noastre. La un moment dat, bătrânul îi spune lui Santiago că părerea oamenilor despre vânzătorii de floricele și despre ciobani ajunge să fie mult mai importantă decât legenda personală. După cum bine știți, Santiago a hotărât să-și urmeze legenda personală, chiar dacă a fi cioban nu este o mândrie și nu este o poziție mare în societate.
Un alt lucru pe care l-am învățat este că trebuie să spargem monotonia și în fiecare zi trebuie să căutăm lucrurile bune și să fim recunoscători pentru tot ceea ce avem și ceea ce ni se întâmplă. Am învățat să privesc mai în profunzime tot ceea ce mă înconjoară și să fiu deschisă la a învăța lucruri noi, pentru că viața ne învață lecții noi la fiecare pas. Ultima lecție pe care vreau să o punctez în acest video este să nu lăsăm pe nimeni să ne oprească în îndeplinirea marii dorințe și în descoperirea propriei legende personale. Cam asta am avut de spus despre această carte. Sper că v-am stârnit curiozitatea și dorința de a o citi și dacă vă plac astfel de videouri, să nu uitați să-mi lăsați în comentarii părerea voastră, pentru că aș fi foarte, foarte curioasă să văd ceea ce credeți și voi despre ceea ce am spus aici. Și dacă v-a plăcut videoul meu, să nu uitați să-mi dați un like, să dați subscribe și vă mai aștept pe canalul meu. Pup, pup! Muah!